Primele 16 minute ale partidei s-au dovedit a fi decisive în stabilirea celei de-a treia semifinaliste a Cupei Ligii după Pandurii și Dinamo. Alibec a marcat practic la prima fază de gol a partidei cu un șut din 6 metri pentru ca Marian Cristescu să facă 2-0 în minutul 9. În minutul 16 ecuația era rezolvată. Alibec, care avea două goluri marcate în campionat, a bifat dubla și în Cupa Ligii. Elevii lui Hagi n-au avut puterea de a reacționa în niciun fel, astfel că scorul pauzei a fost unul clar în favoarea gazdelor. În repriza a doua, cei de la Viitorul au avut o tresărire de orgoliu și au marcat golul de onoare. Florin Tănase a marcat de la punctul cu VAR după ce Cristescu a comis un hands în propriul careu. N-a fost decât un simplu foc de paie pentru că elevii lui Protasov au conservat avantajul de două goluri. Cu acest succes, Astra a devenit a treia echipă care va evolua în semifinalele Cupei Ligii după Pandurii și Dinamo.